Bun găsit, dragii mei! Întâmplările inimii nu pot fi explicate, iar în povestea lor pare că o mână a destinului i-a așezat împreună pentru a întregi. A văzut-o la televizor și s-a apucat să cânte muzică populară pentru a o întâlni, o dovadă de iubire care nu mai are nevoie de comentarii. Au depășit 10 ani de căsnicie, ba chiar 11, și se iubesc la fel ca în prima zi, prețuind fiecare clipă petrecută împreună, încât privindu-i nu o poți face decât cu sfială și admirație. Sunt un cuplu de oameni frumoși și curajoși, un model de familie în care iubirea și respectul stau deopotrivă pe locul întâi al crezurilor lor. Este povestea lor, o poveste ce sfidează realitățile acestei lumi grăbite în care trăim? Putem să găsim în minunea întâlnirilor resorturi care să ne îndemne să sperăm că mai există suflete curate? Abia aștept să descoperim împreună alături de minunații mei invitați, cărora le mulțumesc că au acceptat invitația la dialog. Bine ați venit, Ciprian și Mihaela Istrate. Bine te-am găsit, mulțumim frumos de invitație, ne simțim onorați. Cu mare plăcere. Deși am spus Ciprian și Mihaela, Mihaela a luat cuvântul, ca de obicei într-o familie, da? Păi nu, dar gentleman trebuie să fii nu numai acasă, și în deplasare, nu? Ce frumos! Să rămână ție și îi salut pe toți telespectatorii acestui minunat post de televiziune. Ne bucurăm că am ajuns și pe această canapea, unde am văzut atâți artiști mari ai României. Și ne bucurăm că și povestea noastră poate fi spusă așa cum este ea, adevărat, ca o poveste născută sau dată de Dumnezeu în viața noastră și pe care o trăim, iată, până astăzi, cu mare, mare bucurie și plăcere. Adesea încep emisiunea punând întrebarea despre copilărie, despre nostalgie, de momentele trecutului, dar de data aceasta, fascinată și eu de poveste, dorindu-mi să mă regăsesc în astfel de povești cu început și sfârșit la fel de frumos, aș vrea să-l întreb mai întâi pe Ciprian, ce-i datorez Mihaele? Păi, cam tot ce am eu acum, din punct de vedere, să spun, a bogăției sentimentale, în primul rând, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă n-aș fi întâlnit-o pe ea, cu siguranță că n-aș fi întâlnit dragostea adevărată. Asta nu se supăra pe mine, nici celelalte fete care au fost în viața mea dinainte. Dar eu întotdeauna spun și la țară este o vorbă și nu e adevărată. Și vreau să încă o dată să o fac publică chestiunea asta. Pentru cei care încă nu știu, se spune la țară că dacă dragostea odată nu a venit, nu mai vine niciodată. Dacă n-ai noroc de prima dată, n-ai niciodată. Total iată că, greșit. Uite, noi suntem un exemplu foarte grăitor că dragostea vine, dragostea este undeva, e important să o cauți și dacă o și găsești, e foarte important să știi să o păstrezi. Pentru că eu am scris la un moment dat un cântec în care am spus că dragostea e floare de colț, n-ajungem la ea cu toți, dar noi doi am prins-o în brață și nu mai lăsau o viață. Asta este dragostea pentru mine și bănesc că pentru toată lumea. Încă o dată spun celor care ne privesc să continue, să creadă că va veni și omul potrivit pentru tine și pentru toți cei care îl caută. Mihaela, câte compromisuri sau câte sacrificii ai făcut ca să ajungi astăzi, iată, la 11 ani de căsnicie? Nu știu dacă se pot numi compromisuri într-o relație frumoasă, așa cum este a noastră și bazată pe sentimente și respect și iubire și tot ce vrei să fie acolo. Cred că nu le pot numi compromisuri. Dacă omul ți-e drag, poți să faci orice pentru el. Chiar nu-l iei așa ca un compromis. Adică îi mai accepți câteodată și câte o... Da, bineînțeles, fiecare categorie. Da. Dar acum întrebarea ar fi, spuneai puțin mai devreme că... Da. Poate rămâi dezamăgit, poate ești descumpănit, că prima n-a fost cu noroc, cum este vorba, dar există posibilitatea să mai ai speranța că nu contează, o iau de la capăt, să nu fii îngenunchiat de o situație atât de tristă pe care ai trăit-o sau o poți vedea ca pe o lecție de viață și continui să mergi mai departe cu speranța că într-o zi apare cel potriviție? Răspund eu la ceva, vreau să îi spun acum... Gândindu-ne că trebuie să așteptăm să vină omul drag, eu le-aș sfătui pe fetele tinere, chiar dacă au avut poate o relație mai neplăcută, nu știu,
să nu fie supărate, să se gândească că omul acela pe care îl merită ele este omul care face orice ca ele să fie fericite și să nu accepte niciun compromis altul. E foarte important să învățăm din orice relație. Chiar dacă, să spunem, partenerul de viață de la început, bineînțeles, poate ambii sunt fără experiență, poate că, cine știe, n-ai avut noroc cu unui partener mai mare ca și tine, ca și ani, cu o experiență mai bogată în ceea ce înseamnă întreținerea unei relații, atunci e important pentru tine să-ți dai seama și bine, într-un interval de timp, dacă te potrivești în relația respectivă, dacă te merită persoana și dacă, de ce nu, încă o dată, poate mă repet, merită să te duci mai departe. Dar din toate învățăm câte ceva și devenim pe zi ce trece mai bogați. Și din punct de vedere psihologic este foarte, foarte important această bogăție, să spun eu, de evenimente care se petrec în viața fiecăruia. Așa și mă refer la viața de cuplu. Nu știm la început, suntem copleșiți de cel de lângă noi, din dragostea pe care o purtăm, încercăm să ne comportăm poate altfel decât suntem. E, și atunci când, după o anumită perioadă, câteva luni, poate chiar ani de zile, ne dăm seama că ne-am obișnuit unul cu altul, de fapt eu nu sunt cel pe care ți-l dorești tu să fiu și de fapt nu sunt nici eu cel care adică nu mă mai recunosc în relația respectivă. De asta este bine ca de la început să fii tu însuți. Adică să nu lași totul pentru celălalt, dar nici invers. Adică trebuie să existe un echilibru aici, pentru că nici să ne lăsăm întru totul celuilalt, adică nici, știu că fetele, și Miela poate să-mi confirme și chiar și de la tine vreau adevărul, sunt fete care nu apreciază bărbații, care fac absolut orice pentru femeia respectivă, adică există o demnitate, există o bărbăție pe care voi, fetele și doamnele în general, apreciați la partenerii voștri, pentru că, să fim sinceri, acum și spun așa pe șleac, nici cârpă să fii nu este ok, nu? Adică, de ce ar mai sta deja o femeie lângă... Deja nu mai e dovada de iubire acolo. De ce mai stă o femeie lângă tine când tu, de fapt, ești pentru ea un obiect? Nu se poate ei așa. Te referi la bărbații care se manipulează pe degete de soția lor, mă. Dar poate să fie și invers. Da, dar cred că orice femeie își dorește să aibă un bărbat lângă ea, nu asta ceva, să spun. Ceva o marionetă, nu? Că, da. Dar... Revenind la relații, important e ca din fiecare să culegem câte ceva, ce este bine și ce nu este bine, să dăm deoparte. Și când vine într-adevăr dragostea sau omul în calea ta pe care ți l-ai dorit să fie alături de tine până la sfârșitul zilelor tale, atunci să știi ce să faci. Eu cred că, și Mihaela e mândră de asta, și eu de ea, pentru că până la urma urmei am venit în relația noastră fiecare cu un bagaj foarte important și de informații și de trăiri sufletești așa. Am trecut și prin necazuri, am trecut și prin bucurii și înainte, dar acum Dumnezeu ne-a cam dat tot ce ne-am dorit noi, adică doi copii și o căsuță, cum spuneam eu, să vă și o frumoasă grădinuță, pentru că altceva, sincer, nu ne dorim. Mulțumim la fel. Nu m-am gândit eu vreodată în viața asta mea că o să ne aprecieze publicul, că o să avem niște cântece care să ajungă la inima lor, noi sperăm la cât mai mulți, dar în fine. Și ne încăpățânăm noi doi să cântăm despre familie, despre dragostea aceasta despre care... Deși mulți nu înțeleg melodiile noastre, probabil că nu își trăiesc iubirea adevărată. Da. Chiar acum, în ultimul CD pe care l-am creat, am scris vreo 20 de melodii, texte, le-am și înregistrat cu Orchestra Craino din Alba Iulia și încă vreo 11 muzicieni din Ardeal. Și într-un cerc de prieteni așa mai lărgit, am pus aceste melodii care vorbesc despre dragoste dintre soț-soție. Să știi că am rămas așa, oare surprins câteodată, pentru că mă tot gândesc oare și mă uit la oameni așa în general, la cupluri, oare ce îi leagă, ce îi ține. Și de ce strânși. Stau încă împreună? Exact, n-am vrut să spun eu, asta ai spus tu, înseamnă că mai înțelegi ce am vrut să spun. Dar eu sunt căpățânat, am, uite, anul ăsta 45 de ani și o spun public, mulțumesc, să cred în asta, să cred în dragoste, ca dragostea este, cum să spun eu, motorul principal al tuturor acțiunilor mele. Și al sufletului, medicamentul sufletului. Și dacă este armonia asta în familie și soția, copii, toate, bine, totul se poate schimba. Totul se poate schimba, știm, ne spun atâția și atâția psihologi, că totul pleacă din psihicul nostru,
de aici de sus, de la creier, care, pe care putem noi oarecum așa să-l antrenăm, să gândească pozitiv. Adică din orice, știi care e diferența între un optimist și un pesimist? Aceeași chestiune pentru unul mi se pare o chestiune, wow, ce aș putea face din asta? Și pentru unul, nu o să-mi stare, nu o să pot să fac nimic în viață. Înțelegi? Dar asta ce înseamnă? Că ne antrenăm noi și pe noi înșine ca să putem să ne realizăm obiectivele în viață. Și așa se poate, prin gândirea asta pozitivă. Acum mă voi întreba pe Mihaela, pentru că trebuie. De unde vine imaginea aceasta frumoasă de familie? Exemplu văzut la părinți, la bunici, e spiritul în care ați crescut sau vine de altundeva? Eu trebuie să zic că părinții mei s-au înțeles și încă se înțeleg foarte bine. Am avut, nu știu, șansa de la Dumnezeu să cresc într-o familie minunată. Eu nu am auzit pe părinții mei niciodată certându-se. Deși mama, după ce am crescut, îmi spunea, tu crezi că noi nu ne mai certam? Dar când voi erați acolo în pat și v-ați culcat, niciodată n-ați auzit. Înseamnă că vin dintr-o familie fericită, zic eu. Și asta ai căutat și tu, Mihaela? Nu ai cum să nu cauți modelul familiei din care vii. Sau cel puțin să-ți construiești familia pe care dorești să-ți o construiești, tot în acest fel. Ce vârstă aveai când l-ai cunoscut pe Ciprian și cum... Prima oară sau a doua oară? Acum când l-ai cunoscut, am și spus când ți-ai cunoscut. Da, prima oară sau a doua oară? Marea iubire, așa? Marea iubire, da. Asta am zis. Asta e marea iubire. Prima dată l-am cunoscut la 17 ani, dar nu l-am luat în seamă atunci. Asta este că... Eu fiind implicată într-o altă relație, fiind om serios, un copil bine crescut, am zis nu e ok să mă uit și în altă parte. Eu atâta văd, un singur om și atât. Dar a doua oară, când ne-am reîntâlnit, să zic așa, cred că vreo 27-8, acolo cred. Da. Deci credeți în destin, acum povestindu-și mie despre ce s-a întâmplat și celor de acasă. N-avem cum să nu credem în destin. A fost să vă revedeți. Da. A fost același sentiment al întâlnirii voastre? A fost același sentiment, a fost aceeași emisiune TV la care ne-am revăzut și prima povestea oară. Povestea următoarea, că eu i-am spus la un moment dat, după multă, multă vreme, văzând-o la televizor, la o emisiune celebră, cântând, și am rămas fermecat de frumusețea ei, de tinerețea ei, de vocea ei extraordinară, eu necântând până atunci. Eram implicat în cu totul și cu totul altceva, îmi plăcea sportul foarte mult, eram instructor de arte marțiale, nu mă interesau pe mine femeile, pentru că femeia era slăbiciunea bărbatului în accepțiunea samuraiul din Japonia de pe vremurile alea. Bine, stați un pic, că lucrurile s-au schimbat între timp. Și, ei, că am căutat-o, mi-am cumpărat tot felul de casete cu muzică din piață, că așa a fost atunci. 6 luni m-am antrenat, cântam într-o zi ca un artist, în a doua, altul. I-am înnebunit pe toți din bloc, vorba celebrului cântec. Până la urmă, vecinii, era așa, părinții atunci locuiau la bloc, ulterior s-au mutat la casă. Domnul Istrate, băiatul ăsta admitale are o problemă. Ce problemă are, domnule? Ce cântă în continuu, dar cântă așa de tare, mai tare ca și castofonul, zice. Păi cum, domnule? Păi, ce nu-l aud? Păi da, dumneata, merg la servici dimineața, dar noi ce mai stăm și pe acasă? Bun, am căutat-o pe Mihaela, am găsit-o, am cântat printr-o întâmplare, pe scenă alături de ea, eu ne mai cântând niciodată cu orchestră, n-am mai nici costum, nici nimic, dar eram fascinat de, nu conta, de Mihaela. Și aș fi uitat versurile. Și am schimbat versurile, ce am făcut pe acolo nu mai contează, că până la urmă, urmei, muzicanții din orchestră m-au întrebat, măi, Ciprian, ai avut ceva cu noi? Zic, când, domnule? Păi, dar de ce? Păi zice, la un moment dat ai încurcat versul. Tu știi ce ai spus acolo? Păi, nu mai știu. De ce? Lasă că o să vezi pe filmare. Mă duc și-mi caut acolo și... Și era un vers așa, facem așa un pui de cuc la mândruța să mă duc, să mă duc, să vin iară, că n-am fost la ea de o seară. Bun, și tu ce ai cântat acolo? Nu știu, să vedem. Facem așa un pui de cuc la mândruța să mă duc. Facem așa un pui de ceară să mă duc la mândra iară. Și m-am uitat un pic către ei și băi Ciprian, ce ai cu noi, ce ai cu... Nimic, în fine. După ceva vreme, n-am putut să-i spun nimic. Am văzut și eu reflectoarele, lumea aplauda, minunea lumii. Stai un pic că e interesant. Bineînțeles că ai primit flori atunci și te-ai întors pe scenă și mi le-ai dăruit mie și toată lumea a spus că nu era eu frumos. Ce să fac? Că nu era un semn de respect față de cei care au adus flori, da, să mi le dea mie pe scenă. Da, nu mai contează acum cui am dat eu florile la Mihaela. Bun, vreau să spun așa că a mai durat ceva timp. Aflasem că are o relație. Mă, eu sunt un om, mai eram atunci, eram, sunt
modest trebuie să fii totdeauna. Eram la începutul vieții, cu neajunsuri, cu vai de mama noastră, eram sergent în jandarmeria română. Ce? Auzisem că așa are o relație, bine, ok, am înțeles, dar totuși îi spun ceva. Draga mea, indiferent ce se întâmplă în viața ta, să știi că cineva undeva te iubește. Și am plecat. Unde am plecat? M-am mutat de unde am locuit eu din Târgu Mureș. Am plecat pe frontiera de stat a României, la Beba Veche, cel mai estic punct al României, unde numai gâște, rațe și altceva nu sunt, nici fete măcar, că vreau să uit de tot. Am stat aproape un an de zile acolo cu gândul să uit. Sună telefonul la un moment dat, emisiunea celebră era una unică și inegalabilă era atunci. Te rog frumos, spectacol mare în Târgu Mureș. Tezaur folcloric. Tezaur folcloric. Bun, vin, nu știu ce, când cobor din mașină în centru, în oraș, primul om pe care îl văd, cine este? Mihaela. Mihaela. Acum, dacă asta este o întâmplare, poate fi o întâmplare, poate fi, dar e greu de înțeles sau de gândit. Bun, ce se întâmplă? Mihaela a venit din nou cu un buchet mare de flori să-l dea unei doamne care nu mai este printre noi, Dumnezeu să odihnească acolo unde este. La află Mihaela, doamna Mărioara. Da, află că nu mai poate intra în... Au fost niște jocuri emisiune de culise în spectacolul respectiv la da. Târgu Mureș. Acum, și Mihaela nu este, mai aveam loc. Este elegantă Mihaela, în loc de Mihaela Bistrate astăzi, Sabău atunci, să intre pe scenă, intrase Ciprian Bistrate. Nu știm cum, nici astăzi nu știu cum. N-am știut atunci. Vine la mine, mi-aruncă buchetul mie în brațe, Mihaela, și zic, ce să fac? Dar ce dă la cine vrei, nu mă interesează, sunt supărată, dar ce s-a întâmplat? Păi uite că nu mai cânt aici, nu mai cânt. Da? Ce să mă fac eu acum? Cum să fac eu? N-aveam ce să fac. Și îl dăruiesc eu. Intrase în culise acolo Valeria Peter Predescu, Dumnezeu să o odihnească. Zic, doamna Valeria, știți cât de mult vă prețuim. Vă dăm dumneavoastră buchetul ăsta de flori. Și era ce să fac eu cu buchetul? No, ce să faci? Vine o doamnă, prima care vine, poftim. Dânsa a fost. Acum facem și o glumă așa. Nu s-ar supăra pe mine cu siguranță. Și am intrat, am văzut că e ceva schimbat în felul ei de a fi, cum am cunoscut-o eu după atâta vreme. Și am întrebat-o, băi, nu mai e ce a fost, lucrurile nu merg bine. Și din momentul ăla am început noi să vorbim mai mult, să vedem despre ce este vorba. Și viața ne-a dus în așa fel încât, iată, astăzi suntem aici ca și un cuplu. Noi nu prea ne dăm seama, dar lumea ne spune și ne mai trimite mesaje că sunteți un cuplu pe care noi îl stimăm, că sunteți un exemplu pentru noi. Eu nu vă trimit mesaje, okay, că v-am în platou și vă spun de acum și da, în mod direct. Și să vă spun ceva, să-ți spun ceva. Mulțumim. Nu este ceva de fațadă, asta cu siguranță cei care... Și asta e simplu în ziua de astăzi, pentru că avem la îndemână atâtea mijloace de comunicare și lumea nu mai poți să o păcălești, că venim cu... Nu mai are să discut acum, povești, sunt povești inventate. Tocmai de asta să dea bine la folclorul sub lupă, pentru că aici este da, totul așa cum bine trebuie și în fața celor de acasă să știe că poveștile de genul acesta chiar sunt reale. Publicul nu-l mai poți păcăli, draga mea. Au fost atâția și atâția ani în care s-a putut face ce vrei cu marele public, cum îi spun artiștii mari, dar în ziua de astăzi eu cred că nu se mai poate. Oamenii s-au deșteptat. Credeți că a fost lucrarea lui Dumnezeu în întâlnirea aceasta voastră? Păi putem spune asta, pentru că sunt deja prea multe coincidențe. Prea multe coincidențe. Adică eu i-am spus mamei mele, Dumnezeu să o odihnească, și tatăl meu la fel, care nici el nu mai este din păcate, i-am spus vreau să veniți cu mine. Mi-au luat părinții, frații, sora mai mică și fratele mai mare, vreau să zic să veniți să vedeți fata care îmi place mie. Aveam deja 21 de ani. Până atunci nu discutasem de așa ceva, că aveam școală, aveam alte lucruri de făcut. Și măi, Ciprian, tata meu, săracu, dar despre ce e vorba? Zic, tată, este o fată, nu pot să te explic, e un fel de fruct interzis. Cum adică, mă, fruct interzis? Ce vrei să spui tu asta? El era obișnuit cu mine că era un fel de, în copilărie, așa, între cei trei frați, copilul care rezolvă orice problemă. Nu era nimic să nu pot eu rezolva. Mama totdeauna știa când avea ceva de rezolvat în sat, în comun, în oraș, unde am stat noi, nu exista ceva să nu se rezolve. Ciprian, dacă totdeauna ar fi vrut ceva în viața lui, nu există să nu se fi rezolvat. Și acum la fel este în viață. Și tatăl meu mi-a zis, mă copile, l-am dus la spectacol,
toate bune și frumoase. Spune, Mihaela, ce s-a întâmplat afară? Bineînțeles, la spectacol, fără ca eu să fiu anunțată, m-a luat de mânuță și mi-a spus, haide să-ți fac cunoștință cu cineva, așa ca și cum te-aș lua pe tine acum. Și mamă, tată, asta e fata care îmi place. Mamă, eu am făcut cunoștință cu oamenii, am văzut prima oară în viața mea, dar bineînțeles că n-am stat foarte mult pe acolo. Că m-am simțit era și așa, jenată, nu știu, într-o situație... Păi eu ne-am spus nimic, adică nici nu știa ea exact ce simte. Dar de ce n-ai simțit să-i spui? Te temei că nu va accepta? Nu, ce se întâmplă? Eu aflasem că, de fapt, ea implicată într-o relație, corect, cinstit, era firesc, să, nu știu ce, să aștept, să vezi momentul potrivit, adică fata mai are sau nu mai are treabă cu respectiva persoană. Adică nu știu, acum mi se pare o greșeală din partea mea că am făcut aia, dar nu știu, ceva îmi spunea mie, educația mea de până atunci, acum m-am schimbat, în fine, și acum îmi pare rău un pic așa pentru anii, dar totuși există un mare, mare, mare cadou în viața noastră. Dacă eu aș fi făcut pasul respectiv, n-ar fi existat el. Și acest el se numește Răzvan, care este băiatul nostru și este... Adică băiețelul din prima mea căsătorie. Da. La 2 ani au venit la mine acasă și au venit amândoi. Că asta mi-am dorit eu să vin amândoi. Ce frumos. Și dacă aș fi făcut pasul respectiv, el n-ar mai fi fost. Dar acum sunt foarte mândru de el, pentru că el este la liceu de muzică, urmează această cale a artei, este, cum să spun, împătimit de muzică și sper că așa să se țină de cuvânt. O văd pe Mihaela cu lacrimi în ochi și îmi cer scuze că ți întrerup ideea, dar aș vrea să ne oprim puțin la momentul acela în care, cum ai spus și te-ai exprimat atât de frumos că a venit în casă la tine Mihaela și Răzvan. De ce ai zis că dacă nu apărea atunci la momentul potrivit, nu ar fi venit? A, da. Spune acum dacă asta e, trebuie să o spui. Nu știu ce vrei să spui. Păi nu, ideea era că noi atunci, eu când te-am cunoscut pe tine, încă Răzvan nu era. A, nu era, când ne-am cunoscut la 17 ani. Dacă aș fi mers mai departe și aș fi insistat în relația noastră, n-ar mai fi fost băiețel. Răzvan n-ar mai fi... Poate așa a vrut Dumnezeu. Am vrut să dezvoltăm ca să știe și cine. Așa spunem, poate așa a vrut Dumnezeu să avem acest copilaș, care altfel n-ar fi existat, dar noi ne bucurăm din suflet. Așa a fost, am trecut prin rele, prin bune, dar el există. Și după ceva vreme, după ce Dumnezeu așa a vrut și noi să ne căsătorim în 10-a 2010, în urma unei vizite la mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț, acolo unde părintele stareț Iustin Pârvu nu ne-a primit prima dată. Ne-a zis, copii, voi nu sunteți în legea Domnului încă. Fără să-i spunem nimic, ne-a spus, când veți fi în legea lui Dumnezeu, povestim. Putem să povestim. Și am plecat. Noi ne-am dat seama mai târziu ce a vrut să spună Dumnealui. Ne-am dus în fața Sfântului Altar, după ceva vreme, după ce lucrurile s-au terminat într-un fel așa, în primele noastre relații. Și bineînțeles că la un moment dat ne-am reîntors la părintele, dar exact. Nu mai avea nimic de spus. A doua oară zice, acum da. Acum vă primesc. Vă binecuvinteze Dumnezeu. Și am mers acasă. Și de bucurie ne-am trezit cu al doilea îngeraș al nostru, adică fetița noastră. Mulțumim. Fetița noastră Ioana. Și acum, uite, că ce vrei mai mult de atât de la viață? O fetiță și un băiat. Și am și scris atâtea cântece pentru ei, copilașii mi Saverea. Ioana, de fapt, Ioana avea un cântec înainte cu 2 ani. Tata meu spunea, să-l ierte Dumnezeu, încă o dată spun, zice, mă copile, cum faci tu un cântec pentru Ioana? Dar cine e Ioana? Zic, Ioana e fetița mea. Mă copile, dar tu ce, mă, când o să... Tată, o să fie așa cum îmi doresc eu. Floare mândră bălăioară, născută în plină toamnă, chip frumos ca din icoană, numele îți voi da Ioan. Și așa a fost. Nu se poate. Totul este, cum să spun, în puterea noastră de a face lucrurile. Adică în mintiuca noastră, cum spun eu, în creieraș. Dacă îți dorești și comanzi asta, te pui în pat acolo și te rogi lui Dumnezeu să se întâmple și vrei, asta vei visa și asta se va întâmpla. Acum, dacă Dumnezeu te ajută să-ți găsești și oamenii care să fie lângă tine cei mai de treabă și care sunt trimiși pentru tine. Nu doar cu, trebuie găsiți că ei nu există. Cu scop, nu cu scopul celălalt să profite de tine.
Nu. E, dar alegerile astea sunt foarte importante cum le facem. Încă o dată spun, prima dată n-a fost să fie, nu regret, încă o dată spun, nu regret ce a fost, a fost, am luat de acolo, m-am îmbogățit din relația respectivă, am învățat și uite, dau acum tot ce e mai bun, Mihail. Nu? Asta este. Da. Ce ai învățat de la soțul tău, Mihail? De la Ciprian? Numai lucruri bune. Nu știu, Ciprian este un om foarte puternic, este un om de la care pot să zic că am învățat chiar foarte multe lucruri. Am învățat să iubesc cu adevărat. Trebuie să găsești și omul potrivit. Dacă nu-l găsești, parcă nu îți deschizi nici sufletul atât de tare. Cu Ciprian, oricum, am început o relație mult mai specială. Noi aveam, oarecum, nu știu, niște reguli, să nu ne certăm, să nu ridicăm tonul unul la celălalt. Nu le-am oarecum... impus. Nu le-am impus. Au venit ele așa. Din respect, prima dată. Nu știu, a fost o altfel de relație, a fost ceva nemai întâlnit până atunci. Acum, singur... Visai să trăiești vreodată o asemenea poveste de dragoste? Bineînțeles că orice femeie visează și își dorește acel om, dar, nu știu, neavându-l de prima dată, nici nu m-am gândit că se va mai putea întâmpla așa ceva. Dar n-am cum să nu apreciez lucrul ăsta și să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu. N-am cum. Chiar n-am cum. Chiar s-a luptat pentru iubirea ta și știu. Pentru a te avea alături. Știu. Of, lume, dragă, da. Ce să zic? Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face-o din nou. Aoleu. Fără nicio problemă și fără niciun, cum să spun, nu m-ar împiedica nimic să fac asta, pentru că știu ce suflet are Mihaela. Și când un bărbat are lângă el ce îi trebuie, nu se mai duce în altă parte. Acum, cu privirea, mai mergem și noi, că suntem oameni și suntem sănătoși. Îi spun Mihaela câteodată că mai uit încoace, mai ieși eu dincolo, zic, draga mea, bucură-te, pentru că sunt încă sănătos. Când nu o să mai fiu sănătos, nu mă mai uit. Dar... Și eu ce ți-am spus de curând? Da, ce mi-ai zis, mamă? Ce ți-am spus? Depinde când. Că sunt mai multe lucruri. Da. Eu tot timpul râd și glumesc și spun, Ciprian, te lasă, privești, că doar o viață ai și asta e scurtă. Da, dar vreau să spun asta numai de acum, de ceva vreme. Devin și eu mai înțeleaptă, eu știu, odată cu trecerea vremii. Da. Există, dragostea se transformă în timp, probabil în respect, poate mai mult respect. Și noi dar suntem... cu trecerea anilor ați simțit că s-a schimbat ceva în bine de la an la an? Ați simțit că dragostea dăinuie în același mod? Nu mai este teama aia, frica aia că îl pierzi pe partener. Nu mai este teama aia că, vai de mine, gelozia, că se uită într-o parte, că oare cineva îi acordă interes mai mult, ok, să-i acorde și ce. Eu știu că mare pe mine și nu mai are nevoie de altceva. Eu asta am simțit. Când ai omul drag lângă tine, chiar nici nu te mai interesează. Că vorbești acum, frumos cu ceilalți, că este și normal, nu ai cum. Să fim serios. Dar nu ai ochi de a-l privi altfel decât nu. Un om cu care socializezi. Știi, draga mea, acum dacă Dumnezeu ne-a făcut așa, așa, pe mine, pe tine, draga mea, acum să uită și alții la noi, nu? Și normal să fii dorit, să fii nu știu cum, dar... De acolo sperăm până să uite și să ia modelul. Eu aș vrea să fie toată lumea fericită și fiecare om să-și găsească jumătatea. De la pasul ăsta, până a merge mai departe, este distanță destul de mare. Adică trebuie să faci și tu ceva. Că ce e atât de nefiresc, de exemplu, să-ți facă cineva un compliment. Ești o femeie frumoasă, foarte bine, da? Ai tot ce trebuie, da? Și de ce? Bun, dar mai departe, dacă ești într-o relație, depinde ce faci tu, pasul următor. Tu poți să spui mulțumesc frumos. Sau poți să te apuci să scrii mesaje. Sau să pui o fotografie, nu știu cum, în privat cuiva. Și iată cum lucrurile pot să iau altă degenerează, da. Bun, bine, dăm, știi că toată lumea e bun să dea lecții și nu știu ce. Dar eu asta cred și asta spun. Păi, cumva voi aduceți în evidență rețeta unei căsnicii reușite cu adevărat și de unde pleacă. Știi că totdeauna mă gândesc, oare tinerii știu ce înseamnă dragostea? Dragostea, să facem diferență între atracția fizică și dragostea, partea cealaltă care se referă la partea sexualitate și starea de bine. Ei, dar oare când știm noi de cine trebuie să ne îndrăgostim sau dacă suntem îndrăgostiți cu adevărat?
Cum ne dăm seama? Ei, când nu mai vrei să pleci de lângă omul de lângă tine și nici pe el să nu-l mai pierzi deloc, nici o secundă. Când vii de undeva, de la serviciu, de exemplu, acasă și simți liniște, simți dragoste, da, acolo, simți că nu te mai duce de acolo, că nu-ți vine să mai ieși. Da, dacă nu ai acasă ceea ce ai nevoie, am impresia că te duci acasă de la serviciu și zici, trebuie să ies în oraș, cauți. Simt că trebuie să ies. Nu-ți găsești locul. Dacă acolo e locșorul tău, nu mai ai de ce să ieși în altă parte, nu? Interesant, interesantă starea asta, așa este, de liniște, de... Eu am simțit-o, de asta relaxare, pot să vorbesc despre ea. Nu mai cauți, că oricum suntem în viața de zi cu zi într-o permanentă căutare. Ce căutăm noi? Starea de bine. Cine ne dă starea de bine? Cine? Păi până la urmă, bun, mă duc la un serviciu că am nevoie de bani, am de plătit o chirie, am de plătit mâncare, am de plătit nu știu ce, dar până la urmă ce faci? Vin acasă, bun, și sunt singur în casă, păi trebuie să am pe cineva lângă mine care să îmi dea forță, să îmi dea putere. Acela este partenerul, acela care are încredere în tine și care te iubește necondiționat. Asta este. Ai făcut lucruri incredibile și gesturi extreme pentru a-i arăta cât de mult o iubești? A făcut multe. Acum, dacă vrei să spun, de la scrisul pe nisip la mare până la dat foc la cameră de hotel, multe am făcut. Dar ce să zic? Ce pot să zic? Orice aș fi făcut pentru ea. Pentru așa seara romantică ți-ai dorit să faci. Da, dar să știi că și ea a făcut pentru mine niște lucruri pe care nu că le-a regretat, dar a rămas uimită. De exemplu, ne-am întâlnit undeva la tot așa un hotel, că așa e situația, cu petale peste tot și într-o cadă superbă și eu, ea nu știa săraca că eu am alergie la plante și la flori și eu nu puteam nici cum să... Și nu știam de ce nu vrea să intre în cadă, ce să fac eu, cum să-i spun eu femeii după ce chine, face lucrurile astea pentru mine și eu nu pot să intru în cadă. De cum să-i spun? Doamne Dumnezeule, zic, dă-mi acum, fă ceva, dă-mi o idee, ce să fac, cum să fac. Vai, draga mea, știi cum, nu știu, am găsit o modalitate și totuși mă întreabă după, că n-am evitat baia. Totuși, dar de ce? Păi, uite, așa, uite, zic, eu sunt alergic. Numai un fir de iarbă mă poate pe mine ucide. Vai de mine, cum? Adică, zic, da, am problema asta cu alergia, orice plantă, iarbă, trandafir. Deci, dacă vrei să-l uciți pe ciprian listrate, îi duci mă un trandafir și îl pui așa să-l miroase, e suficient. Acum s-a mai trecut, de când ți-a dat eu energie, nu mai ai, da, chiar așa alergii, nu știu ce, da, ai pățit, înainte, păi, le aveai doar. M-am obișnuit, da. De când îmi aduceai buchetele alea imense de trandafiri, te-ai cam obișnuit cu trandafirii. Da. Uite, un alt gest interesant pe care nu mă feresc să-l spun. Am fost năcăjit, trebuie să recunosc asta. Prima casă care am făcut-o era o casă din lemn, dar... În stil modern. În stil modern, dar nu asta importa. Multe case sunt din lemn în ziua de astăzi. Dar spune sincer, când am adus-o pe mama ta să vadă, zic, mamă, că așa i-am spus, înainte să ne căsătorim, zic, mamă, trebuie să vii să vezi unde e casa noastră. Mama soacră săraca, ce să spună ea? Vin, bine mă copilă, vin. Și când am dus-o era numai fundația făcută și niște bârne și din lemn, așa făcute, așa și acoperișul. Încă am urcat-o pe scară, și spun la mamă, uite aici va fi camera aia, aici camera copilului, aici așa, așa. Totul femeia vizualize. Săraca s-a uitat la mine și zice, bine. Da, bine, da. Bine. Bine, ce să zică femeia? Dar în mintea mea era locul cuibul nostru, era locul unde după ceva vreme, nu știu, într-o lună, două, s-a rezolvat treaba, că așa a fost să fie. Mai Ciprian, acolo a filmat, da? Și Edno TV, la acolo noi acasă, a fost și a fost acasă, noi acasă. Bine că o poți, știi cum, o poți îmbrăca așa într-un fel nemaipomenit, dar, draga mea, era casa noastră, casă prima mică. Prima noastră casă. Ia el, casă mică. Dar plină de dragoste. Ce contează palatele? Ce mai contează? Unii își fac dita mai casele și stau într-o conie acolo, noi în casa de... dinainte. Nu știu ce e asta. Adică... Noi suntem de părere că nu trebuie să ai în viață mai mult decât îți trebuie. Nu te poți bucura de mai mult. Mai nu este trebuie să ai suficient, dar să trăiești o viață decentă. Și eu mai spun Mihele câteodată jidanul din mine, știi? Că așa e treaba. Am înțeles că nu știu de unde. La femei se mai topesc banii că în mână. Asta fata, este... Tati. Fata ta, te zic, cu copiii noștri, s-ar putea, noi le dorim din toată inima, să ajungă să ne întreacă din toate punctele de vedere. Dar dacă nu s-or descurca, noi putem. Hai să facem. Știi că se zice la țară că ce adună o generație, celelalte trei distrug, nu? Sau risipesc. Hai să fim noi cei care adună și apoi om vedea noi dacă ei se descurcă sau nu. Na. După venirea pe lume și a fetiței Ioana, lucrurile s-au schimbat în
Între voi ați devenit mai îndrăgostiți, ați simțit că a venit pe lume rodul iubirii voastre? Adică ne-a legat mai tare, oricum ne-a legat și Răzvan. Da, nu era nicio problemă. Nu s-a pus nicio problemă din punctul de vedere. Da. Egal. Dar, nu știu, mi se pare mie că cercul ăla s-a închis cercul, știi? Adică aveam nevoie de fată, băiat, asta, totdeauna a fost visul meu. Da, complet. Plus că și băiatul, eu nu sunt de părere că dacă Dumnezeu poate și soții sunt sănătoși și așa, a doi copii e bine să fie la casa omului, pentru că unul singur, așa mai departe, se dezvoltă din punctul meu de vedere cu niște mici problemuțe, în fine. Dar astea sunt niște concepții probabil care nu mi-aparțin mie. Nu știu dacă sunt în general valabile, dar eu așa cred că da. Adică fată, adică băiat, sunt mai egoist, ideală. Asta nu înseamnă că poate să fie. Dreptate. Nu altceva. Poate să fie doi băieți, două fete, nu contează. Dar și în viață trebuie să te sprijini pe cineva. Pe cine? Pe un frate, l-ai sunat, soră, frate, ce mai faci, cum ești? Deși, poate în ziua de astăzi, știi cum se spune, bine, domnul Ciprian, dar eu prima dată mă bazez pe vecinul de lângă mine, că fratele meu și sora mea în Spania și în Anglia. Dar sângele apă nu se face, dar exact. Sunt alte chestiuni despre care toată lumea știe, cei care au. Și acolo contează și părinții cum îi cresc și cum le insuflă spiritul ăsta frățesc. Fetița, să spun, între ei doi ca și comportament ar fi trebuit să fie invers. Ea e foarte zburdalnică, e băiețel, din punctul de vedere, dar băiatul liniștit, cu minte. Sensibil. Lui dacă îi spui acum trebuie să cânți, acum cânt. Dacă trebuie să fac acum trebuie să scrii, te rog și frumos. Și fetiței? Ce? Dacă îi spui acum să facă ceva? Bine, tati, mai târziu. Imediat. Da. N-are ce să, nu? Este feblețea mea. Și ea, și el, dar totuși ea mă topește. Păi, tații-s cu fetele. Mă topește. Acum să spun... Are ceva al ei așa de pe de mine fată. M-a surprins, băiatul m-a surprins pentru prima dată când mi-a scris o partitură a unui cântec patriotic care îl cântăm noi. Și a zis, tati, vreau să-ți fac o surpriză. Bine, și a venit mulți ani, dar în fine, atunci m-a convins că calea pe care am încercat eu să-l ghidez este calea bună, acea devenire lui ca muzician. A venit cu, nu știam de ce, mi-a cerut înainte cu o zi, dă-mi și mie niște bani să-mi iau ceva. Ce vrei să zici, mă? O ramă. O ramă. Ce să faci tu cu rama? Faci tablouri? Nu, că, mă, ok, bă, bine. A scris el o partitură pe o foaie din asta, caiet de muzică, și zice, uite, mândru, el așa, zice, uite ce-am făcut eu, ce-ai făcut? Uite, ți-am scris aici, v-am scris vouă, cântecul ăsta patriotic. Eu am rămas așa, bă, stați un pic, că nu-i mai glumă, zic nevastă. Fii atent că am trecut la următorul nivel, că noi am făcut cu totul și cu totul altceva în viață. Am avut alte meserii pe lângă muzică. Și, dar zic, uite, băiatul a trecut de la, să spunem, rapsod, că ăsta este adevărul, nu poți să zici că ceva de mine muzician, că n-am făcut studii de muzică. A vrut Dumnezeu să fiu prieten cu muzica populară. Asta e. Dar copilul trece la nivelul următor, studiază, școală, note muzicale. Și a devenit și compozitor pentru părinți. Da. Iar fata cântă muzică ușoară. Deocamdată nu intervine în ecuația asta. Și doar în engleză. Cântă numai muzică englezească. Toată ziua cântă în casă. Zic, mă, mami, că... Mihaela câteodată, mă, dar copilul ăsta continuu cântă. Păi, Doamne, iartă-mă, vezi, se plângă, ce vrei să facă? Dar eu încerc să insult. Asta știi cum? Asta e ca și bancul ăla, că se duce unul și trage o sforă pe drum, prin centru, prin Târgu Mureș. Și trage și toată lumea se uită la el. Ce face ăsta, mă? Trage alța unul. Așa, mă, și dar ce vrei să facă, mă, să o împingă? Așa nu, pe mine nu mă deranjează că ea cântă muzică ușoară. Cânte. Pe mine. Nu că mă deranjează, dar eu încerc să-i insuflu că ar trebui să învețe și melodiile noastre tradiționale, cel puțin să le știe. Chiar dacă vreme. Nu le cântă. E am foarte înțeles, de dar vreme. Copilașului ce-i, hai să nu facem știu ce cărămidă îi pui acolo, da, asta cum e fundația turnată. Asta clădești. Hai să scurt, așa, în 10 secunde o analiză dintre ce telespectatori în general. Cine iubește muzica populară? Sunt oameni, în general, care sunt trecuți de o vârstă, 30 de ani, care să înțeleagă mesajul cântecului așa este, popular. Așa e, toată ziua în casă deci, ce aud, muzică eu populară. Nu fac nici cea mai mică problemă, că nu se va întâmpla asta, dar la momentul potrivit. Și ai toată încrederea că ce și-a propus a devenit realitate. Trebuie să recunoaștem sincer, că nu există să-mi fi vrut ceva în viață să nu... Trebuie să recunoaștem că Ioana a făcut un compromis sau a face un compromis acum. Noi plecăm într-o altă țară străină și i-am spus, acolo noi trebuie să ne îmbrăcăm în costume populare și tu nu poți să vii decât dacă te îmbraci. Mă îmbrac, gata, mă deci n-a refuzat propunerea. Da, deci, Doamne, ferește, când a auzit că e vorba de excursie, de o plecare, e prima cu noi. Da, și ne bucură asta, foarte care bine. A fost cel mai frumos moment al poveștii voastre de dragoste de până acum?
Oliver, atâtea momente frumoase am avut. Păi spune-l pe ultimul. Pe ultimul? Da. 6 ultimul. Aprilie. Da, exact la asta mă gândeam. Păi mă gândesc. Păi ultimul, dacă vă înțelegeți oricum. Ultimul, draga mea, de ziua mea, adică înainte cu 2-3 zile, ca să nu mă prind eu așa, Ciprian mi-a spus că avem o cântare. Anul ăsta, dar, spune anul ăsta, specifică, da, treaba asta. Dar dau niște telefoane să văd dacă mai se ține. Mergem la ziua soției, unei doamne. A unui domn. Soția unui domn. Cu oi multe. Mi-a spus, m-a tot plimbat pe unde, de unde, cine și ce. Ok, am înțeles. Și la un moment dat zice, înainte cu o zi, o să sun să văd dacă trebuie să ne îmbrăcăm în costume populare sau nu. Zice, am vorbit cu domnul, nu trebuie în costume populare, putem merge în rochiță, îmbrăcați frumos, machiați, da, trebuie, da, da, tot ce trebuie. Și când ajungem acolo, bineînțeles că parchează mașina în fața pensiunii respective. Și am zis, te rog frumos, nu parca aici, nu e frumos, or să vină oamenii noi. Dar ce spune în ce loc. Mă rog, zic, noi nu suntem aici să parcăm, pune o parcare ca toate mașinile. Nu, 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 stai un moment, că o lăsăm aici. Bine, zic, ce lasă, după ce intrăm, vin și o mut eu de aici. Bine, intrăm frumos, urcăm doar scările, că în fața scărilor, da, să fim serioși. Urcăm scările și văd fotograful că vine și filmează înspre ieșire. Am zis, ce se întâmplă? De ce ne filmează pe noi că intrăm în restaurant? Serios! Ce și când dau să intru pe ușă, începe să cânte muzica și la mulți ani. Și când, da, intru acolo, o prieteni de-ai noștri. Am zis, serios! A fost o petrecere surpriză. Serios! A fost o petrecere surpriză în care am chemat 5 familii, că așa era atunci, era vorba restricție, am închiriat pensiunea asta undeva în munte. Nici glas n-am mai avut. Și am adus să cânte o formație pe care e renumită. Dar nu spune numele, că e vorba despre formația Crainou din Alba Iulia. I-a cântat și ne-a încântat și ne-au, da, încântat. Și totul a fost, dar atât de unde ideile acestea? Și uite, după 11 ani, că nu, totul a fost spus, atât de bine pus la punct. Așa? Tortul era atât de mare și vreau să zic că din marțipan era făcută o... Cine era? Era adică o Mihaela în miniatură. Exact, cu șorți, cu flori și cu năframă și nu știu, cred că s-or fi chinuit femeile. Știi, acum poate mă aud de cei de la poliție, dar mi s-a spus atunci și prea, nu adu artificii, că știi că sună și nu e nicio problemă. Am adus 2 baterii de artificii. Am zis, serios, și nu încă se nu se dă nimeni nicio, zic, serios, nicio amendă. Nu dacă se termină odată, dați-mi amendă acum. Chiar nu se termină odată, mai durează mult, mă uitam după ele. Da. Deci Ciprian te soarbe din privire. Și vreau să zic că buchetul a fost un buchet de trandafir mare alb, bineînțeles cu 3 trandafiri roșii și mi-a spus, acela sunt eu, aceea este Ioana, acela este câți Răzvan. Ani, câți ani am plinit, plus încă 3 trandafiri care suntem noi. Care erau cu semnificații, deci tot un detaliu, fel, nu așa. Suntem la fel, noi toți 3 suntem roșii, că pentru că ardem pentru deosebit ea și ei pentru noi. Asta a fost ultima dovadă de iubire. Și toată lumea știa, inclusiv Ioana, și nu mi-au spus nimic. Nimic. Au ținut secret. Băiețelul a venit, la cântat cu noi, bineînțeles, și a dus acordeonul, că și el cântă la mai multe instrumente. Și eu m-am mirat, să spun sincer, nici fata, nici băiatul n-a suflat nimic, nimic, nimic. Copil... Băiatul ca băiatul mare, dar fetița să nu spună nimic. Copil la 9 ani să țină un secret, mi s-a părut așa, mă, zic, uite că-i matur. Toată lumea știa, mai puțin eu. Și a fost bine că n-ai știut, că uite cu ce surpriză te a fost te o petrecere foarte frumoasă și la 30 de ani mi-a comis-o. La fel, atunci eram însărcinată cu Ioana și nu prea venea mie să ies în oraș, dar m-a păcălit și atunci atât de frumos încât m-a dus și la fel masa plină. Dar acum mi-a comis-o general, puțin înainte, cu câteva zile mea, și nu aveam cum să-mi dau draga seama. Draga mea, în general, nu te-am păcălit, în general. Păi nu m-ai păcălit, că păcălelile astea au fost plăcute sufletului meu. Am înțeles. Ce înseamnă Mihaela pentru tine, Ciprian? Păi totul. Fără Mihaela, eu nu mă văd. Adică n-aș fi aici, n-aș fi fost aici, eu n-aș fi cântat dacă Mihaela nu era. Ciprian Istrate nu era Ciprian Istrate, cel pe care îl știe lumea. Probabil ar fi rămas un, nu știu, un ofițer în jandarmeria română și atât. Ce? Bine, vorbeam de momente frumoase împreună, dar ați avut și momente dificile? Destule. Au fost chiar la început. Care a fost momentul care v-a făcut poate să deveniți îngândurați, să vă regăsiți pe echipurile voastre și o lacrimă în colțul ochiului și cum ați trecut peste greutățile astea? Păi, cel mai greu moment peste care am trecut, nu m-am gândit niciodată și m-am rugat la Dumnezeu, dar dintre toate rugăciunile, asta nu mi-a fost ascultată. Celelalte, da, și asta e, eu înțeleg că în viață trebuie să existe un echilibru, pierzi, câștigi. N-aș fi vrut ca niciodată în cariera mea de artist să vină un moment în care eu va trebui să cânt și un părinte de-a meu să fie decedat în momentul ăla. Și, din păcate, s-a întâmplat asta cu mama mea, când exact în 24 ianuarie anul trecut,
mama mea a plecat la Domnul. Dimineața și eu aveam un contract. Seara. Dar contractul, nu vă gândiți, contract impropriu spus, o înțelegere cu niște oameni de suflet din Reghin, din orașul Mihaelei, o doamnă superbă, o doamnă primar, Maria, pe care o iubim. Nu știa nimeni absolut nimic, numai noi doi. Am intrat pe scenă. Bineînțeles, în costum alb cu negru. Alb cu negru, eram amândoi, toată lumea. Bine, eu așa mă îmbrac alb negru, Mihaela, săraca, s-a schimbat fără nicio floare. Iar eu n-am cântat numai muzică patriotică. Atunci am cântat, am plâns, am cântat, dar nu, nimeni n-a înțeles nimic. Când am ieșit de pe scenă și am venit spre casă, am primit un mesaj. Atunci înțelesese doamna primar că de fapt ce s-a întâmplat. Dar n-a știut, nici nu s-a văzut în spectacol, că nu am lăsat eu să se vadă. Deși unii colegi aflase între timp și stăteau în culise cumva să vadă dacă noi avem forța de a cânta. Da. Și m-a rugat la Dumnezeu atunci și parcă auzeam pe mama spunând că eu te-am făcut pentru asta pe tine. Și tu ești un om puternic și trebuie să treci peste momentul ăsta. Oricum, mama lui Ciprian a fost cea mai bună prietena mea. Eu n-am avut o prietenă atât de bună. Sincer vorbesc. De multe ori vorbeam toate prostiile și toate trăznăile amândouă, încât spunea Ciprian, te rog frumos, oprește-te, mama, totuși, cum poți să vorbești cu mama atâtea nebunii? Da. Asta a fost un om plin de viață și tot timpul noi ne știm că ea a fost fericită văzându-ne pe noi pe scenă. Ea era, deci, da, cred că nu s-ar fi supărat. Pe unii aud, băi, știi, mama nu-i place să nu fiu un negru, să nu fiu așa. Nu, ea dimpotrivă era un om pozitiv, un motor al nostru, să zic așa. Da. Și acum, acum mă duc din nou acolo și mă gândesc, oare spuneam că tot ce am vrut mi s-a îndeplinit în viață. Mai este ceva ce nu s-a îndeplinit. Cu ajutorul lui Dumnezeu și ce mi-a dat mie și nouă, aș fi vrut ca părinții mei să vină alături de noi acasă. Acum, lângă căsuța mică, s-a mai făcut o căsuță mai mică, unde aș fi vrut să vină ei. Dar, din păcate, la 9 luni diferență, așa a vrut Dumnezeu. Nu știu, a fost dragoste adevărată și acolo, încât n-au putut trăi unul fără altul. Iar casa aceea care noi am făcut-o și ne-am gândit să fie a lor de lângă noi, a rămas așa, pustie. Dar rămâne amintirea, nu dramatizăm amintirea acum. Amintirea unor oameni frumoși. Și sunt convins că ei acolo sus sunt alături de noi, n-am înțeles. Te-au iubit mult, Mihaela, părinții lui Ciprian. Dacă am fost două prietene bune și tatălui la fel. Da. Dacă mama lui eram foarte apropiată și cu tatălui, dar acum nu, o relație între o noră și un socru era ok, nu pot să zic că ne-am înțeles foarte bine. Da. Dar două femei eram... Da, bine, tata era un bărbat așa mai echipeș de la început, a fost un cuceritor. Și mai arunca așa câte o vorbă către Mihaela. Mihaela îmi spunea că nu înțelege. Avea și ea așa un răspuns din ăla. Și eu mi-am dat seama, dar pot să că a respectat-o. Au respectat-o amândoi. Și așa cum fac și eu cu părinții tăi, de altfel, care sunt la noi acasă în momentul ăsta și au grijă de copilaș. Și eu nu pot să spun, i-am spus, dar n-am spus niciodată soacră, niciodată, nici într-un context. Înainte să fim căsătoriți, i-am spus mamă. Și bine, ar fi la tatăl Mihaelei, toți copiii spun moșule, au rămas moșule pentru toți. Îți văd ochii în lacrimi, Ciprian. Acum sunt lacrimi de bucurie și de fericire, pentru că nu știu ce poți, ce să-ți mai dorești de la viața asta, sănătate eventual. Știi? Ca să te poți bucura. Și să ne vedem copii mari, sănătoși. Da, și să mai putem aduce bucurie în sufletul oamenilor, pentru că, nu știu, de asta am fost creați. Dumnezeu îți dă câte un talent din ăsta și se spune în Sfânta Biserică, dacă îl ai, trebuie să-l dai. Adică mulțește-l, dă-l și celorlalți, fă-i să se bucure și ei de asta. Dar când ați plâns ultima dată amândoi și de ce? Măi, să știi că împreună nu am plâns. Uite, trebuie să fiu sincer cu tine. Și crede-mă că eu mi-am făcut o introspecție și m-am tot gândit, oare, uite, au murit amândoi părinții ai mei. Nici o lacrimă n-am vărsat în acele momente. Eu la mama lui am plâns. În schimb, nici eu, nici fratele meu, sora mea a fost devastată. În schimb, draga mea, acum în ianuarie, când am scris cântecele astea 20, un cântec e dedicat lor. N-am putut să-l înregistrez, aia e clar. Iar acum când l-am adus și l-am ascultat, după ce s-a făcut tot un montaj acolo, sunet și voce,
el am trimis fratelui meu. Nici el n-a plâns deloc. Până la acest Până acel moment. Și îmi scrie. De o jumătate de oră plâng în continuu. Eu eram pe drum de la București. Eu am plâns în mașină, spre casă, acum, mai mult decât atunci. Nu am înțeles. Și... Poate a fost momentul tău de reflare și de tot ce ai ținut. Da. Ascultam cântecul, devine obsedantă chestia asta, tot ăsta. Dar a venit momentul ăla de descărcare. Nu știu, așa a vrut Dumnezeu. Aș vrea să închei aici, cum să spun, discuția despre... Sunt niște oameni pozitivi, nu prea plac. Despre necazuri. Asta e cel mai important. De asta și funcționează. În viața fiecărui om există momente de bucurie, de tristețe. Asta este viața. Important este să te ridici, să te duci la luptă din nou. Dar binele, credeți că se întoarce în viața asta? Binele făcut? Sunt convins. Întotdeauna. Eu așa am fost crescută. Știi? Dacă faci bine cuiva, sigur bine îți va veni și ție înapoi. Știi că m-am gândit eu la întrebarea asta pe drum? Aveam ceva de spus aici. Te rog. Și am ceva de spus public. Pentru că sunt foarte mulți oameni care m-au ajutat pe mine la început. Când nimeni n-a crezut în mine că voi deveni ceea ce sunt. La început nu m-a ajutat nimeni decât o bancă de unde am luat un credit. Să-mi plătesc niște muzicanți care și-au bătut joc de primul meu album. L-am refăcut din nou, cu alți bani, altă distracție. După care au început să vină oameni, cărora le plăcea, sau, nu știu, le făcea, aducea o bucurie cântecul meu, mesajul lui. M-au mai ajutat într-un fel sau altul. A fost o persoană care, de exemplu, la început, mi-a împrumutat o sumă de bani să-mi facă o casă. I-am dat-o înapoi. După an și an, altcineva mi-a dat un card, cu foarte mulți bani, nici nu-i poți gândi. Nici nu m-a întrebat niciodată cât ai stricat de acolo. I-am dat peste ani și ani înapoi. Rar se întâmplă acum, în viață să găsești astfel de oameni. Nu, bine, și sau poate fost, imposibil. Bun. Și noi am fost la fel recunoscători, că n-ai cum. Mihaela, vreau să le mulțumesc public lor și urmașilor lor, pentru că unii nu mai sunt acum. Iar dacă eu nu mai sunt acum, cum să spun... Câteodată poate nu se pare că nu-s recunoscător. Vreau să-mi cer scuze, să-mi cer iertare față de ei, dar viața te duce, valul te poartă. Asta nu înseamnă că te-ai schimbat. Înseamnă că, nu știu, te-a dus viața în cu totul și cu totul alte părți și, nu știu, uiți de cei care probabil te-au ajutat odată. Dar asta nu înseamnă că noi avem în sufletul nostru și nu avem recunoștință. Eu am fost un om norocos. Toată viața. Am venit în București odată și am închis cu un prieten de-a meu, care devenise după ani și ani nașul nostru de cununie, m-a purtat în toate crâșmile din București, cu toți lăutarii de aici. Pentru că la un moment dat eram, pot să zic un nume de restaurant celebru, de hotel, Fenicia, marele, așa, hotel de acolo din zona Băneasa. Era o crâșmă arăbească, una românească, nu știu ce, și cânta o fată acolo. Nu-i țin minte numele, îmi cer scuze. Și la un moment dat, colegii mei de acolo, știind că eu mai cânt, eram ofițer în jandarmerie atunci, psiholog. Știți, n-am știut, au plătit-o pe fata aia să-mi aducă microfonul să cânte o melodie, nu știu, o melodie, un cântec patriotic am cântat atunci și un om cât un munte se ridică de acolo și spune: tu ești de Amnieu. Am văzut că e Ardelean, mi-am dat seama. Dacă știi să cânti o cântare, te fac mare. Eu de acolo, bățos, oricum sunt mare, cam 1,81 m. Eu. În fine, m-am dus lângă el, mi-a cerut o cântare. Am cântat cântecul ăla și de acolo am închis toate crâșmile din București. Dimineața la 5 ne-am trezit acasă la o fată. La o fată, unui coleg de-a nostru care era soție. În fine, mergem acasă și sună telefonul luni dimineața. Asta era vinerea, cum ar fi, sâmbătă. Domnul Ciprian Istrate, da, știți că vă sunt din partea domnului Cutare, de la firma Cutare, nu cunosc, domnule, zic, îmi pare, doamnă, nu știu cine sunt, de... pun jos. Iar, domnule, vă rog frumos, știți că mă faceți probleme la serviciu, domnule, dar despre ce e vorba? Ați fost în București în data de Cutare, ați cântat așa, așa, da, cu Cutare, bun, vă rog să așteptați, dați-mi un cont neapărat. Dar de ce să vă dau un cont? Păi domnul respectiv a zis că vă plătește un salar pe 6 luni de zile plus o sumă foarte mare de bani pentru că l-ați făcut fericit. Ah. Am înțeles, am pus jos, zic mulțumesc, dar nu-i cazul.
M-am speriat. N-a știu cine e omul, mă, cine știe ce se întâmplă. În fine, peste trece toată treaba asta, de asta spun că peste ani și ani ne-am împrietenit cu respectiva persoană, care astăzi este nașul nostru de cununie. Dar vreau să spun că sunt un om norocos. Poate nu. Poate au mai pățit și alții lucrul ăsta și le doresc să o pățească. Nu, dar ce să zic? Primim lucrurile acestea după suflet și ca un răspuns al binecuvântării lui Dumnezeu? Asta am vrut să spun neapărat. Trebuia eu cred că spun. Da. Da. Scuze. Mihaela, dacă ar fi să te poziționezi peste 40 de ani imaginari, să privești înapoi și să-i mulțumești lui Ciprian, pentru ce îi mulțumi? Pentru viața pe care mi-a construit-o, să zic așa, cu multă dragoste, cu liniște sufletească, cu respect, pentru absolut tot. Adică eu nu mă bucur de lucrurile materiale atât de mult ca cele sufletești. Banii pentru mine de multe ori nu au valoare. Eu am spus de atâtea ori lui Ciprian, nu? Banii pe mine nu mă fac fericită. Mama mea avea o vorbă. Câți bani ai, cu atâția trebuie să știi să te descurci în viață. Deci nu neapărat trebuie să ai foarte mulți bani. Deși Mihaela e expert contabil. Așa că... Păi tocmai de aia nu-i plac, pentru că lucrează în domeniu. Chiar nu mă fac fericită banii. Nu, eu sunt un om așa sufletist și pe mine dacă mă atinge la suflet, omul este prietenul meu. Dar și dacă mă supără, da, aici, da. Nu mai este niciodată prietenul meu. Zodia asta de berbec e așa cum spune numele, berbec. Și dacă te-ai potrivit sau ceva nu-i convine, Doamne ferește. Eu rap, dar când s-a terminat, mulțumesc frumos, doar ne cunoaștem, ne salutăm și cam atât. Pe de o parte e mai bine să fie așa, pentru că în felul ăsta îți selectezi oamenii pe care trebuie să-i păstrezi în jur. Așa este. Și culmea că îi și văd repede, îi și simt și spun de multe ori lui Ciprian, nu prea ai dat credit că nu prea e ok omul acesta. Ei, lasă. Am pățit noi multe în viața noastră. Le-am făcut ce ne-a ajutat Dumnezeu, din ce ne-a dat, am dat la alții. Am fost și dezamăgiți, așa că am ajutat foarte multă lume. Din păcate a uitat. Și acum nu neapărat cu bani. Dar noi nu ținem supărarea, asta e. Nu neapărat cu bani. Au fost și momente în care am cununat, de exemplu, pe cineva, am crezut în ei foarte, foarte mult, după care lucrurile s-au dus în altă direcție. Dar din păcate tot din partea, din cauza, să zicem, a banilor, banii. Dar încă o dată vreau să spun, nu asta contează în viața asta, banii. Că banii astăzi iai, mâine nu iai. Și cu ei nu poți cumpăra o fericire și o dragoste. Nu, rămâne omenia, rămâne lucrurile respectul. Importante nu se cumpără cu bani. Da. Și cele care contează. Am lucrurile materiale, poți să le... Oricine și le permite, își face un credit și își cumpără orice. Da. Dar fericire nu poți să-ți cumperi cu bani, viață nu poți să cumperi cu bani. Iubire, nu? Iubire nu poți să cumperi cu bani, multe alte lucruri. Sănătate, iarăși. Sănătate nu poți să cumperi. Mai ales sănătate, mai ales. Ciprian, i-am pus întrebarea mai devreme, Mihaela, acum ți-o pun și ție, peste 40 de ani, imaginari, pentru ce îi mulțumim? Înapoi sau înainte? Înapoi. Uleu, pentru ce să-i mulțumesc? Îi mulțumesc că m-a ales pe mine, dintre acei mulți bărbați care există. Vreau să-i mulțumesc pentru că a avut încredere în ceea ce am... Să spunem că la început a fost o promisiune că o voi face fericită, în sensul larg al cuvântului și nu unde se gândesc alții. Și îi mulțumesc pentru că mi-a dăruit acești doi îngerași care au întregit familia noastră. Și credem amândoi în forța familiei. Noi suntem familii și convini și asta este. Credeți în vieți viitoare? Că sufletele voastre s-ar putea întâlni din nou și din nou? Acum... Eu așa vă văd. Da, eu sper. Poate vom fi norocoși, cine știe. Deși am avut o discuție cu un părinte pe tema asta și mi-a spus că, din păcate, Ciprian... Noi când ne ducem acolo sus la Domnul, în împărăția Lui, fiecare merge pe alt drum. Pentru că se spune că atunci când moare cineva, se face la 6 săptămâni, se face parastasul, de fapt este ce? Este botezul în grădina Domnului. Adică te naști acolo, începe o altă viață. Așa mi s-a explicat. Dacă greșesc, îmi cer iertare.
Asta ce înseamnă? Că nu avem cum să ne mai întâlnim acolo. Dar nici din, nu se știe. Din această perspectivă. Un optimist așa lasă-mă spune, nici mine, nu se știe. Lasă-mă pe mine să visez. Lasă-mă să cred. Înseamnă că nu-mi și tu visezi la același da, lucru. Nu-mi lua crezul ăsta, ci că dorința mea. De ce nu? Pentru că eu am ceva de recuperat. Poate sunt și excepții. Mihaela, avem și de recuperat. Așa că este. Eu totdeauna am spus așa, draga mea, și o spun și acum, că dacă eu întâlneam pe Mihaela la 18 ani, ea, eu nu puteam să am 18 și ea 18, atunci mă căsătoream cu ea. N-am întâlnit. Ce vreau tot timpul le spune tinerilor, nu pierdeți vremea. Dacă simțiți că e omul potrivit, n-are sens să pierdeți vremea. Păi ce sens are? Adică toată viața... Păi și dacă fac pasul și nu simt că e omul potrivit? Păi dacă nu e omul potrivit, atunci nu-l faci. Nu faci pasul. E greu. Știu că e greu să-ți dai seama când e momentul și dacă e persoana potrivită. Dar auzi, de asta nu e bine să sărim haț ca fata la măritat, știi? Este o vorbă în popor. Nu te grăbi. Adică, ce înseamnă? O relație, l-ai văzut astăzi, a doua zi deja te duci la el acasă. Bun. Au zice unii acum, bă, lasă-mă cu asta că sunt chestii învechite. Nu e chiar așa. Nu te poți dărui oricui așa în primele două zile, trei. Ce vrei să iasă? Aveți 11 ani de căsnicie și câți de relație? Adică după cât nu timp ați hotărât? Un an de zile am stat împreună înainte de a fi căsătoriți. Un an, an și jumătate, cam da, așa. De... Am locuit împreună. Am locuit împreună, dar ne știm de multă vreme dinainte de... Aș vrea acum în încheierea acestei superbe emisiuni sau ediții de colecție, aș spune eu, să ne dați o definiție a fericirii, așa cum o vedeți voi. Familie. Familie fericită. Familie împlinită. Da. Respect. Iubire. Mie nu mi-a lăsat nimic să-mi spun. Spune și tu, te rog, ceva. Da. Mai găsești... De asta am luat-o înainte. Știam că nu mai găsesc eu după tine. Armonie perfectă. Vă mulțumesc din suflet și sunteți un exemplu și pentru mine și pentru mulți din cei de acasă. Noi mulțumim din suflet. Mulțumim. Iar pentru dumneavoastră, dragii mei, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!